15 metri. Să fie pace, ca să nu fie război. Bun găsit, dragi prieteni, la această zi a marilor pariuri. 3 ore au luat lui Florin Chivulete, da, pariurile astăzi. Da, suntem convinși că și-a întocmit o listă consistentă și va avea succes în această seară, când sunt programate numai puțin de 11 meciuri în Liga Campionilor. E adevărat, meciuri slabe care triază cu această sită lungă a lista ciurucurilor europene, care sigur vor fi basculate în Europa League, așa cum s-a întâmplat și aseară pentru patru echipe: Young Boys Berna, Ajax Amsterdam, sigur surprinzător eliminată de Rapid Viena, Midtjylland din Danemarca, care a fost la un pas să elimine să-l elimine pe David, da? Până la urmă pe Apollon Limassol. Și în fine, ce am mai avut aseară? Am mai avut o partidă, o să vă spun imediat despre ce era vorba, tot așa cu eliminare a celor de la Mölde în fața lui Dinamo Zagreb, după un meci extraordinar, într-adevăr, care și-a ținut toate promisiunile. Deci patru echipe, încă o dată reamintesc, Midtjylland, Mölde, Ajax Amsterdam și Young Boys Berna, retrogradate în play-off-ul Europa League, unde n-au nicio certitudine dacă vor fi învinse în cheie cupele europene înainte de luna septembrie, iar dacă nu, vor avea parte de acest răsărit de soare, cum să spun, imaculat al Europa League, o competiție lungă, cât o zi de post, cu grupe până la LAE, de la A până la LAE, adică 12 grupe, fără orizont, bineînțeles, unde în 16-imi mai basculează 8 echipe perdante din Champions League. Și tot așa, în oala asta extrem de complicată, niciodată în istoria fotbalului n-a existat o competiție mai complicată decât este Europa League astăzi. Niciodată nimeni n-a putut să inventeze ceva mai alambicat decât această competiție europeană, fără cap și fără coadă, ca un labirint dintre ăla de la Slobozia, adică pe unde doar se intră, nu mai se și iese. În fine, revenim la meciurile de ieri, după ce ne vom referi un pic și la cele de astăzi, partide, spuneam, care încep în jurul orei 17 cu jocul FC Astana Hayaka Helsinki, după 0-0 în Finlanda, în tur. M-a întrebat și pe mine Florin Chivulete, i-am dat ok-ul pentru FC Astana, o echipă din Kazahstan care de obicei marchează repede și care, sigur, este în măsură să elimine pe Hayaka Helsinki. Aceasta, din urmă, o echipă interesantă pentru play-off-ul Europa League, o echipă bătăioasă, în mare, necunoscută fotbalului și care îți poate pune probleme. Deci Astana se va duce în play-off-ul Champions League dacă va câștiga, indiferent de scor, acest meci. Karabakh Agdam cu Celtic ar fi interesant aici, meciul se joacă de la 19:30 ora României, ar fi interesant ca azerii să-i elimine pe scoțieni, pe un teren imposibil, la Baku se joacă, scoțienii au protestat vehement la UEFA, se joacă practic pe un câmp de cartofi, dar spre deosebire de toate câmpurile de cartofi din toate timpurile, pe ăsta mai sunt plantate și gulii. Deci asta este diferența de talie, adică pe un teren imposibil, Celtic Glasgow pleacă totuși cu un avantaj de un gol obținut în Scoția. Karabakh poate să refacă handicapul, ducând meciul, cine știe, până în pânzele albe. Este posibil un asemenea scenariu. De la 19:45, un tensionat Sparta Praga CSKA Moscova, oricare dintre echipe va bascula în play-off-ul Europa League, este un câștig pentru Europa League. Sparta Praga și CSKA Moscova sunt nume bune pentru tragerea la sus de vineri a play-off-ului Europa League. Champions League prea puțin mă interesează, întrucât pentru Champions League echipele care joacă play-off-ul, cu excepția
formațiilor venite din marile campionate, celelalte nu reprezintă o atracție. Pentru Europa League, da, o echipă ca CSKA Moscova poate să se ducă departe în competiție, cu totul altceva aici. De asta spun că mai degrabă, deși sunt meciuri de Liga Campionilor, astea mai degrabă mă interesează cine nu va trece, nu cine va trece. Pentru că dintre echipele care se califică astăzi, niciuna nu face nicio brânză în Champions League. Deci dacă am avea un ochi rasat, asta ar trebui să ne uităm. Da? Nu la calificate, ci la eliminate. Așa cum am făcut-o și ieri. Ce mă interesează că trecea Apollon sau trecea Dinamo Zagreb? Ce șanse au astea în Liga Campionilor? Sunt carne de tun, bineînțeles. Și pe lângă asta mai au un play-off de trecut. Evident că mai bine de jumătate dintre ele nu vor trece de play-off-ul ăla. Deci suntem departe încă de competiția propriu-zisă, dar pentru Europa League astea sunt nume grele. Uite, un Celtic, uite, un CSKA Moscova, un Bate Borisov, care, sigur, este favorită să treacă astăzi de la 20-30 de Videoton Székesfehérvár, echipa lui Bernard Cazoni, după ce în Ungaria meciul s-a terminat 1-1. Spuneam mai devreme de Sparta Praga, CSKA Moscova, 2-2 a fost în tur la Moscova. Praghezii sunt favoriți și nu prea. Ia să vedem un pic la cote. Cam toate calculele duc spre o victorie a moscoviților, așa spun și pariorii noștri. 2-38 la victorie CSKA, 2-90 Sparta Praga, 3-40 un ăsta de egalitate, pâine de mâncat pentru pariorul îndrăzneț. Noi cazul Florin Chivulete, care nu joacă decât meciuri de tip Juventus Piacenza, pronostic 1. Da, sau cum ziceam mai devreme, Inter Campobasso, ia pronostic 1, cotă 1-15. Hai, dacă îi dă un 1-20 la un meci din ăsta, să aruncă pe el. Nu, tata, astea sunt meciuri de luat. Sparta Praga, CSKA Moscova, X, 3-40. Deși încă o dată spun, moscoviții sunt favoriți, se bată cu 2-1, meci cu goluri. În principiu, poate chiar cu 1-0, 2-0, nu știu. CSKA Moscova nu o văd eliminată totuși la Praga, chiar dacă acasă a fost egalată în două rânduri de echipa cehă, absolut meritorie acolo, pentru că evident arbitrii au tras cu CSKA. Bate Borisov Videoton, spuneam, după 1-1 în tur. Bielorușii sunt favoriți, face bază Lech Poznan. Elvețienii au câștigat mincinos în Polonia 3-1. Nu pot să iert pentru asta. O victorie irelevantă ca și conținut. Nu mai poți fi eliminat după ce ai bătut cu 3-1 în deplasare. Lech Poznan însă poate să fie o echipă de urmărit în Europa League. Poate să treacă de play-off, este o echipă bună. O echipă interesantă, atenție la ce vă spun. Bună echipă, Lech Poznan. Te poate trânti fără probleme. E genul de echipă care dacă joacă la Giurgiu cu Astra, bate aici. FC Bruges Panathinaikos, 2-1 pentru greci în tur, o victorie mincinoasă a atenienilor, care au fost conduși cu 1-0, după care au câștigat cu japca. Însă nu e asta problema. FC Bruges nu trebuie să se concentreze, că la Atena în general ești furat. Ideea este să-i bată acasă, de să le sună apa în cap celor de la Panathinaikos, dacă vor să se califice. Dacă nu, n-ai nicio scuză. Deci pe teren propriu și belgenii fură în cupele europene acasă. Ați văzut foarte clar Charleroi cu Beitar Ierusalim, i-a lăsat pe ea 9 oameni. Deci nu, e japcă și la ei. Deci acum au șanse FC Bruges să câștige pe teren propriu și să demonstreze că se pot califica. Panathinaikos va întări contingentul echipelor care pot să treacă de play-off-ul Europa League. Malmö Salzburg. Ok, știu că Malmö a jucat în Liga Campionilor, știu că a bătut-o pe Juventus la Malmö, dacă nu mă înșel, cu 1-0 în faza grupelor. Au fost niște meciuri de-astea, dar nu s-a calificat până la urmă. Era cu Atletico Madrid, cu Juventus, a fost o grupă ciudată la un moment dat. Malmö nu mai este echipa din anii 80-90, când aveau altă forță în Europa. Zlatan Ibrahimović este născut la Malmö, spuneam și altă dată, dar el n-a jucat niciodată pentru echipa asta. Bun, la debut parcă a fost un pic acolo, dar în sensul că era altcineva atunci, nu era un mare jucător, era o tânără speranță, a plecat repede de la Malmö, nu a reprezentat pentru oraș până la urmă mare lucru.
2-0 a fost pentru Red Bull Salzburg în tur. Poate că ușoara adiere de pericol să existe, dar de aici și până la ai vedea pe cei de la Salzburg eliminați, totuși mi se pare dificil. Partizan Steaua la 21:30, un meci pe care n-avem Gazeta Sporturilor, cred că au luat-o cu ei predecesorii mei. Nu vedem exact titlurile sfărăitoare din ziar. Online nu îți oferă practic nicio informație, deci cade această variantă. Dar știu ce se spunea zilele trecute despre acest meci. Steaua se duce arogant acolo, se duce cu tupeu, deși n-ar avea dreptul să facă asta. Steaua n-are nicio garanție în momentul de față. Echipa de astăzi n-are nicio garanție. Ar trebui să se prezinte cu umilință desăvârșită. Are un antrenor debutant, dar are rezultate așa și așa în acest sezon, chiar dacă în deplasare a câștigat meciurile pe care le-a jucat, dar contextul a fost de fiecare dată diferit, nu se compară cu Belgradul, unde se va juca cu spectatori îndrăciți chiar. Deci cu umilință trebuia să se ducă Steaua cu capul plecat, să intre pe teren, să lupte, într-adevăr, dar fără tam-tam, fără gargară, pentru că asta nu va face din ea decât o echipă și mai urâtă de lume și mai imposibil de iubit. Deci dacă va fi eliminată de Partizan Belgrad, presa se va dezlănțui, Gigi va face ca toți dracii, îl vor acuza pe Rădoi, vor face comparații, iar cu foștii antrenori ai Stelei, cu Reghecam, cu Gâlcă, cu așa mai departe, toată lumea se va abate asupra politicii proaste de transfer, un Gigi, ce n-a făcut, ce... Da, așa suntem noi. Dacă Steaua se califică, sunt cei mai mari din toate timpurile. Dacă nu se califică, vor fi scoase la liman a absolut toate nenorocirile Stelei. De 10 ani Steaua să clatină, va scrie Gazeta Sportului. Iată dovada. Da, ne vor prezenta ei documentele cum că Steaua era clar că se va înclina. Păi de ce nu o spuneți, bă, înainte de meci? Ne întoarcem după pauză. Ne întoarcem în direct. Liupco Petrovic, după cum știți, nu mai este antrenorul lui Litex Loveci, iar presa din Bulgaria speculează că Laurențiu Reghecamp, campion cu Steaua de două ori la rând în 2013 și 2014, ar putea să-i succeadă. Liupco Petrovic este un adevărat globetrotter, ne reamintește cotidianul Echip. El a antrenat în Serbia, Spania, Uruguay, Grecia, Austria, China, Croația, Emiratele Arabe Unite, Kazahstan și Rwanda, înainte să vină în Bulgaria. A părăsit pe Litex Loveș din motive familiare, probabil pentru că a fost amenințat cu moartea în Bulgaria sau pur și simplu pentru că relația pe care familia sa o avea cu mediul înconjurător acolo nu era cea mai optimă. Laurențiu Reghecamp are ocazia să se facă de râs la Loveci, unde n-ai decât de pierdut și absolut nimic de câștigat. Ca să ai ceva de câștigat la Loveci, ar trebui să iei campionatul în Bulgaria și după aia să te califici în grupele Champions League, altfel te duci degeaba. Nu cred că Reghecamp va reuși să facă asta la bulgari. Avem o știre de transfer interesantă din Premier League, după care ne întoarcem la meciurile din cupele europene. Bakary Sakho a ajuns la Crystal Palace. Oho, un mare transfer pentru această echipă, un mijlocaș ofensiv bun, Bakary Sakho, care a jucat la Wolverhampton, era liber de contract, fostul jucător al lui Saint-Étienne, s-a aflat în contact cu West Bromwich Albion sau cu Barnemouth. Va semna pe 3 ani cu echipa lui Alan Pardew, fostul antrenor al lui Newcastle, după cum se știe, este antrenor la Crystal Palace. În momentul de față, Bakary Sakho, noua achiziție a acestui club. Altfel, Angel Di Maria este ca și transferat la Paris Saint-Germain. Milton Casco este ca și transferat la OM, un fundaș argentinian de la Newell's Old Boys, fundaș stânga. Fusta echipa lui Marcelo Bielsa, dar cea mai mare știre de transfer a zilei, cel puțin anecdotic vorbind, este a ganezului Waris, fostul jucător al lui Valenciennes, care juca la Trabzonspor în Turcia, Abdul Maged Waris, un jucător care a impresionat în Franța când a evoluat pentru Valenciennes. E bine,
El s-a înțeles cu Rennes, o echipă antrenată în continuare de Philippe Montagnier, al cărei patron, François Pinault, este iubitul Salmei Hayek. Rennes, una dintre cele mai bogate echipe din Europa, sigur, prin prisma averii patronului, care nu investește în fotbal mai mult decât strictul necesar, o echipă care n-a câștigat practic niciodată nimic în Franța, este un fel de Newcastle al Franței, Rennes. Toată lumea râde de ei, n-au niciun fel de palmares, toți anii sunt la fel la Rennes, cu speranțe și până la urmă să termină în coadă de pește. Este echipa loserilor absoluți în campionatul Franței. Ei bine, nicio legătură asta cu semnătura tânărului Majed Waris, într-adevăr un foarte bun jucător de 23 de ani, internațional ghanez. Se înțeleseseră cu Trabzonspor, cei de la Rennes, se înțeleseseră cu jucătorul și îl așteptau la aeroport, la Roissy, adică la aeroportul principal din Paris, pe Waris, cei de la Rennes, cu o mașină, să-l ducă direct în Bretania. Probabil venea de la Istanbul. Am impresia că era un zbor Istanbul-Paris și ăștia l-așteptau să-l ducă imediat la Rennes, unde să parafeze toate documentele, dar în același timp îl așteptau și emisarii lui Lorient. Pentru că înainte să se decidă pentru Rennes, Waris fusese în discuții și cu Lorient, dar până la urmă Rennes îl convinsese, Waris declarând, ca să nu supere financiar pe multă lume, a zis, bă, mie nu-mi place să joc pe un teren artificial. Să știe că Rennes nu are un gazon natural, are un gazon sintetic, a rămas singura echipă din Ligue 1 care are gazon sintetic, dar va trebui să renunțe la el pentru că s-a votat o nouă lege la Liga Profesionistă franceză. Am impresia că este ultimul an în care pot juca pe sintetic. Bun, a zis Waris, eu nu vin. Mie nu-mi place joc pe sintetic, a găsit o formulă până la urmă, ok. Bun, și s-a înțeles cu Rennes. Dar cei de la Lorient au continuat în timpul călătoriei lui cu avionul de la Istanbul la Paris, care durează aproape 4 ore, au continuat să pisteze cei de la Lorient, să țină legătura cu clubul lui, adică. Și se pare că au plusat la suma de transfer, care se învârte în jur de 3 milioane de euro, nu-i mare lucru, le-au oferit mai mult celor de la Trabzonspor, care a zis, ok, duceți-vă și luați-l voi. Așa în fel încât în momentul în care băiatul a ajuns la aeroport la Roissy, deși ăia de la Rennes l-așteptau cu mașina, cu tam-tamul, cu o limuzină, bineînțeles, să-l ducă la Rennes în cele mai bune condiții, ăia de la Lorient l-au urcat în mașina lor și l-au dus ei, mă. Senzațională. Ei au rămas cu buza umflată de la Rennes. Se pare că între timp negocierile avansaseră, s-a discutat, bineînțeles, cu impresarul lui, Waris fiind în avion, n-avea acces la telefon și la internet, era o cursă banală, Istanbul-Paris, nu puteai să faci așa ceva, n-aveai internet, n-aveai telefon, bineînțeles, nu se punea problema de asta. E bine, când a ajuns pe aeroport, știți cum fac toți fotbaliștii, toate tutele, da? Primul lucru când ajung își deschid telefonul. E bine, avea mesaje de la impresarul lui, că până să-și ridice bagajele, l-a spus, te duci la Lorient. Vezi că m-am înțeles cu ei mai mult de la ăștia, nu fi prost. Da? Waris s-a urcat în mașina celor de la Lorient, deși lângă era mașina celor de la Rennes. Îmi și imaginez steagurile celor două echipe, culorile făcute pe mașină, așa, acasă. Pe o pancartă scria, bine ai venit la Rennes, Abdul, iar pe cealaltă, bine ai venit la Lorient, Abdul. Cum cele două localități sunt în Bretania, amândouă, fiecare adăuga, bine ai venit în Bretania, Abdul. El s-a urcat în mașina celor de la Lorient, dar atenție, ăia de la Rennes, rămânând cu buza umflată, au dat imediat telefon la Istanbul, după care centralista le-a făcut legătura la Trabzon, au vorbit la Trabzon și au zis, dar ce faceți, bă, vă bateți joc de noi? Păi nu, că între timp, știți, cum, bă, între timp? Hai că plusăm și noi! Da? Așa că, până să ajungă la Lorient cu mașina de la Paris, că se fac vreo două ore jumate, între timp, când a ajuns la Lorient, Waris i s-a comunicat, da, eu nu m-aș grăbi în locul tău să semnez. Neicusorule, dar ce s-a întâmplat? Ce? Au plusat ăia de la Rennes.
Așa că hai să mai așteptăm un pic, că poate ne iese ceva mai mult de acolo. Ăsta este, bă, fotbalul de astăzi. Așa că la ora la care vorbim, Waris e dans le doute. Nu știe exact ce să facă. Să gândește, de fapt să gândește. L-au trimis la un hotel, stă liniștit acolo, probabil are 48 la pantof, s-a descălțat, stă pe un pat de la de hotel, de la Ibis undeva, un hotel de ăsta de provincie de 2,5 stele și așteaptă să vadă ce face impresarul lui, care e cu 2 celulare, câte unul la fiecare ureche, cu unul vorbește cu Lorient, cu unul vorbește cu Ren. Deci este o situație monumentală, bă, se poate face orice sketch. Cu Mișu Fotino, de exemplu, cu Dem Rădulescu, cu dăștea, cu Hudac. Un sketch dintre ăsta cu Mălăi Mare, cu Ovidiu Schumacher. Un sketch de ăsta. Mi-a ales cu Brăila, da, ăla să fie marele patron, un fel de guru de ăsta. Să ducă băiatul. Cotescu prea distins, așa, el Cotescu un fel de șeful hotelului unde ajungea. Haideți, domne, îl găzduim pe băiat. Până mâine poate să stea liniștit. Nasturi așa pleznindu-i peste burtă, dar stând acolo la recepție cu o frumusețe de-asta de 18 ani, acolo la secretariatul hotelului. Mă duceți la domnița. Nicio problemă. Aia, bineînțeles, după program aveam întotdeauna treabă cu șeful. După ce s-a terminat programul, mai stătea o jumătate de oră să-l energizeze pe șef. După aia pleca acasă. Deci ea știe, nu? I-a primit frumos pe oamenii lui Waris. A, este un cacofonie. Seamănă pe undeva cu situația lui Ali Bec și De a Morim la noi. Care astăzi sunt la Astra, mâine la Steaua, după aia la Astra, după aia la... Dar dincolo de povestea asta, pe care sigur o să o scurtăm la un moment dat, o să vorbim după o pauză publicitară pendelete despre titlurile pe care presa din România, scrisă și online, le va avea mâine în cazul calificării Stelei și respectiv în cazul eliminării Stelei în această seară la Belgrad. Revenim. Rămăsesem la Liga Campionilor, victoria Plzen Maccabi Tel Aviv în această seară de la 21:45. Cehii au câștigat cu 2-1, vor merge probabil mai departe. Shakhtar Fenerbahce, să vedem ce apare aici. Shakhtar sigur nu joacă la Donetsk meciul, dar pe teren propriu totuși în Ucraina. Partida este în direct pe Dolce Sport 1 de la 21:45, după 0-0 la Istanbul, un mare meci, de adevăr, în care gazdele sunt favorite. Ce dramă ar fi pentru Nea Mircea ca Shakhtarul să nu ajungă în play-off-ul Champions League și să fie basculat în Europa League, chiar dacă el este la sfârșit de drum acolo. Ar fi totuși o ultimă oportunitate de a mai aduce niște bani în vistieria clubului cu prezența în Liga Campionilor. O parte din drum a fost făcută după rezultatul de egalitate din meciul tur. Și în fine, Skenderbeu cu Milsami, o partidă de prost gust, practic, pentru această fază. Albanezii vor merge mai departe după victoria din Moldova 2-0. Să revenim la Partizan cu Steaua, presa din România pregătită, sigur, pentru orice eventualitate, în cazul în care Steaua se va califica. Odele vor fi greu de suportat, greu de suportat pentru oamenii normali. Va fi o destrăbălare dintre astea de epitete, care mai de care, mai intolerabile pentru calitatea prestației Stelei, indiferent că se califică sau nu. Steaua n-are față de mare echipă, deci trebuie să rămâi moderat în ceea ce o privește. Ea este sigur favorită prin prisma istoriei a palmaresului. Partizan Belgrad însă are pâinea și cuțitul în meciul din această seară, pentru că joacă pe teren propriu cu propriul public și pleacă de la un scor care o califică la 0-0, deci nu mai depinde de Steaua. Partizan poate să rateze calificarea, nu Steaua să o obțină. E bine, ce se va spune la noi dacă Steaua se va califica? Că strategia lui Becali, chiar dacă a stat la pușcărie atâta timp și meme în continuare acolo, dă roade. Steaua este un club bine menegeriat. Toată istoria modernă a clubului
arăta foarte clar de ce clubul se va califica la Belgrad. Este a patra victorie consecutivă în deplasare în acest sezon, s-ar spune, rădoi peste Guardiola. Da, un rastel așa și ne vom, acolo ni se va demonstra că nici măcar Pep Guardiola n-a debutat nicăieri în cariera lui cu patru victorii în deplasare. Dar aminte dacă Steaua se califică fără să primească gol la Belgrad, bate cu 1-0 sau 2-0 să zicem, ar fi al patrulea meci după Drobeta, Turnul Severin cu Pandurii, după Trențin și după Botoșani, când câștigă în deplasare fără să primească gol. Vezi ce antrenori din istoria lumii au mai reușit această performanță și vom coborî în anii 40-50 ca să mai găsim urma unuia de dimensiunile lui Mirel Rădoi. Da? Vezi peste ce mare antrenori ai lumii a fost Rădoi și vom vedea cum toți greii erau de fapt niște neaveniți. Wenger, Ferguson, da, Van Hal și așa mai departe, Heinkes, Hiddink, toți ăștia de fapt sunt sub Rădoi la modul în care au debutat la echipele lor reprezentative, adică cele mai importante din cariera lor. Se va spune că într-adevăr a existat o coerență, o strategie în această vară la Steaua. Transferurile au fost bine gândite. Se vede că istoria clubului se reflectă în ghetele jucătorilor și că ăștia tocmai de-aia au așa dinamism și pricepere pe teren, pentru că au trecutul ăsta care îi obligă. Și că ce mare club e Steaua, singurul club românesc care nici în fața, nici măcar sârbii, care sunt adversarii noștri tradiționali și care ne răpuneau altă dată prin covrâni, măcar ei nu sunt la nivelul Stelei. Și așa și mai departe, preparatorul fizic, Pedrazzini, Argăseală, cu toții vor avea niște merite dintre astea dintr-o dată ieșite din comun. Vezi care sunt posibili adversari ai Stelei, câte milioane, și după aia îți va trece la milioane, câte milioane ia Gigi, care vor fi primele jucătorilor. Steaua să scaldă în bani titlu, viitorul este asigurat. Dacă intră în play-off-ul Champions League, vezi cât ia fiecare jucător în parte, cât ia soția fiecăruia, da? Ce se întâmplă la divorț, cât vor partaja aia, da? Toate bucuriile aia, de aici înainte Steaua va putea să-și mai ia. Ce și-ar putea cumpăra Steaua cu banii ăștia? În pâini, cum face Tolontan. Câte pâini se pot cumpăra după o calificare în tur, după turul 3 preliminar în Champions League? Dacă te califici în play-off-ul Champions League, câte pâini iei? Câte beri poți să bei? Câte șaorme la 5 dimineața pot mânca jucătorii Stelei după beție? Și așa mai departe. Vezi care va fi destinul Stelei, Ioanițoaia, o echipă de barzi, o echipă extraordinară, albatrosul și-a luat zborul, titluri dintre astea, Steaua sus, răsare. Da, deci vom avea toate epitetele astea jenante, că noi de fapt, oamenii care ne uităm la fotbal, în fiecare zi știm care e adevărul. A fost o întâmplare. Da? Și toate astea deșănțate, Steaua nu se va opri aici. Pronosticuri după aia, foștii steliși, foștii dinamoviși, foștii craioveni, foștii piteșteni, toți țin cu Steaua în play-off. Sunt convinși cu toții că Steaua va trece și în play-off, deși ei nu știu ce echipe sunt acolo. Steaua va trece oricum, Steaua e o echipă mare, asta, termenul ăsta va reveni. Se vede că Steaua e o echipă mare, a demonstrat și la Belgrad că e o echipă mare. Cum meciul va fi transmis pe Pro TV, știți că ei aveau sloganul ăla cu gândește liber, dar ăia săracii nu vor putea să spună nimic. În cazul unei eliminări, sigur, nu în cazul unei calificări, pentru că așa e la noi la televizor, n-ai voie să spui. Da, dacă se va califica Partizan, trebuie să o dai așa, cotită cumva, să nici nu-i faci pe aia prea mari, că dacă se califică Steaua, orice superlativ, bineînțeles, este permis. Bun, acum haideți să vedem ce se va spune dacă Steaua nu se califică. Da? Să zicem că se termină 3-1 pentru Partizan Belgrad. Era clar. Iată semnele care arătau că Steaua de 10 ani se pregătește să se destrame. Da? Care erau momentele la care se observa că drumul Stelei nu mai este cel care a fost odată? Ce a greșit Rădoi?
Era clar că un antrenor ca Rădoi arunca prea repede de Gigi. Asta a fost ideea lui Gigi. Ce ar fi trebuit să facă Gigi? Pe cine ar fi trebuit să pună Gigi în locul Rădoi? Care crezi că va fi următorul antrenor al Stelei? Deci toate lucrurile astea vor fi întoarse. Steaua nu mai e Steaua. După un început de sezon haotic, să vă scrie, Steaua n-a convins nici la Botoșani, a câștigat cu noroc și la Drobeta Turnul Severin, s-a împiedicat acasă în toate meciurile, n-are o idee de joc, echipa nu e omogenă, nu se poate așa ceva. E clar că la noi nu se anii pe care i-a petrecut la Răcoare, faptul că le lipsește Meme, da, toate astea vor fi iarăși preluate, pentru că așa e la noi, se va trage, nimic nu va mai fi bun. Steaua n-are, să vede, nu mai e echipa de pe vremea lui Reghe, cam nici măcar echipa de pe vremea lui Gâlcă. Dumnezeu i-a luat mințile lui Becali, să vă spune, a făcut niște mutări. Altă dată a ascultat, nici jucătorii nu-l mai ascultă pe Gigi din culise. Se tot vorbea în ultima vreme că jucătorii se uită la patron, dar le intră printr-o ureche și le iese prin alta. Mesajul lui Becali, nu mai reușit să treacă. Titlu mare, Rădoi a pierdut vestiarul. După care îți va explica în subtitlu, niciodată Mirel Rădoi n-a reușit să strângă în jurul lui echipa, să o coaguleze, să avea un vector de ăsta de praf, toate editorialele peste tot, Steaua mică, alții, Steaua mică de tot, necitindu-i pe aia care au scris Steaua mică, vor da titlul Steaua mică de tot. Da, Partizanul mare, trebuie să recunoaște o atmosferă extraordinară, sârbii au rămas în condiții, ne-au venit iar de hac. Da, rămân adversarul nostru tradițional, ne bat pe unde ne prind, deci se va face exact apologia înfrângerii cosmice a Stelei. Steaua s-a oprit din drum. Doar Ioanițoaia, care sigur că mai are nevoie de steliști, va zice pe final, las că poate la anul nu-i dracu atât de negru și poate că la anul Steaua își va reveni. Așa cum a trecut și peste șocul lui Dogoreț, Steaua, la rest toți vor da în Steaua. Reghe cam repede intervieva, dar Steaua dumneavoastră cum era? Eu cred că Steaua își va reveni, nu? A fost un meci greu în fața unui adversar motivat. Eu ce pot să spun acum? Rădoi mi-e prieten, sper să rămână antrenor în continuare, pe care se va spune, nu lânghite pe Rădoi. Reghe Camp s-a bucurat. Unde a sărbătorit Laurențiu Reghe Camp eliminarea Stelei? Bun, avem un telefon. Da, să trăiți, domnul Radu. Să trăiți. Ai dreptate, corect. Ai făcut, cum să spun eu, o simare aproximativă. Cam așa va fi în ambele cazuri. Nu greșești prea mult. Dar să sperăm că serbii, prin tradiționala lor forță și putere de luptă, vor termina odată cu Steaua asta și ne dorim din tot sufletul să nu se califice. Da, o să nu mai numesc ei acum. Ar fi nedrept pentru fotbalul nostru. Pe cuvânt, ar fi nedrept, fiindcă nu poți să te duci într-o noi, românii. Nu trebuie să prezentăm nicio echipă ca lumea în Liga Campionilor. Nu avem nicio investiție, nu avem nimic. Hai că cu ce vrei să te duci? Adică să-i facem pe plac lui Gigi Becali, cu nimic? Asta vine milioane? Și să le bage în buzunar, bineînțeles că nu le dă la băieți nimic. Nu, nu le dă nimic. Nu investește nimic în continuare. Să facă ceva să... Nu, buzunarul, cum aș fi spus, e o afacere, buzunarul. Buzunarul Becali, da, păi se va scrie mult despre Becali. De ce să câștige? De ce să câștige și cu ce sunt mai buni și mai experimentați mari jucători de la Steaua, care nici cei n-au mers prin Europa, al de Rupă și al de toți ăia pe acolo care sunt, față de băieții la din Serbia. Cu ce sunt ei mai diferențiați? Fiți nimeni nu spune lucrul ăsta. Cu ce sunt ei mai buni și de ce ar merita? A, că vrem noi așa, să se mântoară de săriști. Asta, domnule, să mai stai și pe acasă. Să mai stai pe acasă, să nu se califice nicăieri, că și așa. Nu. Da. Toate bune, domnule Radu. Mulțumim. Mulțumim de intervenție, dar cam așadar vedem noi că ar sta lucrurile dacă Steaua s-ar califica sau dacă nu s-ar califica în această seară. Dar din păcate sau din fericire vom continua să mergem mai departe și sigur tot ăștia vom rămâne. Cam asta este presa din România, care nu are nicio logică, ea nu vede de sine avant coureur. Spune francezul, adică înainte de luptă,
A, niciodată n-a fost capabilă să facă asta, cu siguranță din pungășie, din lașitate, din lipsă de pricepere. N-a identificat punctele slabe niciodată înainte de un meci. Dacă îți iese, îți iese. Rămân valabile punctele slabe pentru data viitoare. Da? Data viitoare care va fi, de exemplu, un play-off. Nu e o dramă. Deci tu trebuie să prezinți lucrurile așa cum sunt, ceea ce la noi nu se face. După, da, atunci când ai certitudinea că toată lumea este de acord că s-ar rata calificarea, atunci îți permiți să dai. Și chiar vor fi unele dintre ele jenant de dure. Adică, până la urmă ce? Steaua ajunge în play-off-ul Europa League, în funcție de tragerea la sorți, are șansa să ajungă în grupele Europa League, să va consola Gigi cu mălaiul de acolo, sigur, mult mai puțin, dar nici vorbă de primă pe vecie pentru jucător, deci măcar riscul ăsta nu-l va mai avea și tot o să intre în buzunar niște milioane de euro lui Gigi, nu le va lua pe astea din ligă, știm cu toții că este nemeritat. Într-adevăr, cum zicea și ascultătorul, atât timp cât tu nu investești niciodată nimic. La el investițiile sunt făcute numai ca să existe o rentabilitate pe termen scurt. Și pe el nu-l interesează, nu bagă bani. Dacă ar fi fost interesat și era un om care să lase ceva după el, făcea un stadion, de exemplu. Îi crea stele un confort, îi făcea un centru de antrenament de ultimul răgnet. Adică asta însemna o investiție. Crea ceva. După el nu rămâne absolut nimic. Steaua joacă pe un stadion de împrumut, n-are echipă. El a vândut așa punctual, dar în ziua de astăzi e ușor să vinzi, nu mai e ca pe vremuri. Astăzi toate echipele își permit să cumpere jucători. Da? Poți să ai 15 străini, poți să ai 30 de străini. Dacă vii din Uniunea Europeană, în orice altă țară din UE, poți să joci. Da? Nu există problema asta. Chiar nu există problema asta. Deci astăzi nu te mai transfer după valoare. Deci nu mai e nicio problemă că el l-a vândut pe unul cu 4 sau 5 milioane când ei aveau bugetul de transferuri de 120 de milioane sau de 80 de milioane. Sigur că l-a vândut. 4 milioane, ăia de aia își luau caramele dacă nu cumpăra unul de la Steaua. Deci aia nu e o artă. Da? Și-a calificat, sigur, în câteva rânduri, profitând de faptul că avea un coeficient bun pe care l-a obținut în vremuri în care mai existau fotbaliști. De aici înainte va fi tot mai complicat să te califici. Tot mai complicat, pentru că astea nu sunt investiții. Bineînțeles, echipa este sigur mai slabă. Nu că nu și-ar fi permis. Nu și-a bătut capul să facă nu știu ce. Dar nu trebuie văzut totuși ca o dramă, întrucât nu este una. Nu este o dramă. Dramă este acolo unde oamenii fac ceva. Da, unde oamenii investesc, unde ai o mare echipă. Acolo e o dramă. Nu acolo unde sunt numai lulele. Tu n-ai stadion, tu n-ai bază de antrenament, tu n-ai echipă secundă, tu n-ai nimic, mă. Tu n-ai nici antrenor, că ăla săracul nici nu poate să stea oficial pe bancă. Tu n-ai director sportiv, că ăla e la pușcărie. Patronul vine din pușcărie. Ce e asta, mă? Ce dramă să fie? Deci pentru cine ar putea fi istoria Stelei o dramă? Ca să nu mai coborâm în timp și să vedem cum s-a născut Steaua. Am tot vorbit despre asta. Nu e absolut deloc o dramă. Este logica evoluției lucrurilor. Odată cu trecerea timpului nu se putea ajunge în altă situație decât în asta. De asta spun că aceste titluri sunt exagerate. Și isteria asta potențială din jurul Stelei, că de fapt nu e chiar așa, nu mai sunt nici steliștii chiar atât de nebuniți, că s-au mai acrit văzând până la urmă cum stau lucrurile la Steaua și că, în orice caz, marja de manevră a clubului este tot mai mică. Campionatul a devenit o formalitate să fie câștigat. De fapt, nu Steaua l-a câștigat, a înțeles toată lumea lucrul ăsta, ci alții l-au pierdut. Atât timp cât echipele încă mai răspundeau financiar la chemare, da? Campionatele au fost echilibrate. Gigi nu lua titlu. Au câștigat un titlu în 5 campionate. Au căzut celelalte echipe. Asta nu înseamnă că Gigi a fost bun. Ceilalți, într-adevăr, au avut un management chiar mai slab decât al Stelei. Steaua, prin prezența în cupele europene constantă, și-a creat acest avantaj. Asta nu e avantajul lui Gigi, pare rău. El a găsit echipa tot în cupele europene, că el n-a preluat pe Chindia Târgoviște, să spui că i-a dus el.
în cupele europene, le-a făcut el cu eficientul. Steaua era și înainte de Becali, participa în cupele europene, a venit Gigi, a băgat niște bani că furase, avea de unde să-i bage în euro banii lui. Finalmente, el doar avea să scoată cât a putut. Nu știu dacă e pe plus sau pe minus, nu-i problema noastră, mai trebuie să ce face Gigi cu banii. Nu l-am invidiat niciodată. Poate să facă ce vrea, că oricum e tot Becali. El și dacă ar avea banii lui ăla, lui Chelaifi de la Paris Saint-Germain, tot Becali ar fi. El oricum nu știe să facă altceva, tot în Pipera ar sta, tot cu frații lui sau cu verii lui s-ar vedea, același comportament l-ar avea. N-are importanță că Becali mai boga cu 20 de milioane sau nu. Și asta nu schimbă cu nimic. La Steaua tot jucători de tipul ăsta ar veni. Și dacă ar avea 20 de milioane în plus. Păi nu mai bagă Becali că bani. A luat Becali 18 milioane și a băgat 2. Ar zice. Are dreptate până la urmă. Dar cine îl obligă să... Și va lua ciurucuri din traste, campionatul câștigă oricum. N-ați văzut când a ieșit de la meci cu Partizan ce a zis? Nu ne mai dau aia 60 de ani, 100 de ani nu le mai dau un gol. Mi-au dat un gol. 100 de ani nu le mai dă Partizan. De-aia Gigi, dacă îți dă vreo 3 diseară, Partizanul, ce o să spui? Hai bă, că am vrut și eu să încurajez. M-a lovit Dumnezeu. Pe bună dreptate, că iarăși m-am dat arogant. Iarăși am zis că câștigăm. Va veni și va spune lucrurile astea. Prea să lăuda Becali. Dar vreți să vă spun ceva? Eu nu m-am lăudat că mă laud eu, că îmi plăcea mie să mă laud. Eu m-am lăudat că știam că n-au valoare ai mei, că gloabele mele n-au valoare. Și atunci am vrut să le ridic moralul. A venit Becali și a spus că cei mai buni, că dacă spuneam că cei mai slabi, asta va zice Gigi. A, bun, dacă se califică, va spune, a, tată, l-a criticat pe Rădoi. Ați văzut, Rădoi s-a dus, Rădoi, o să câștigăm și în play-off, o să mă duc... Până în semifinale mă duc în Liga Campionilor și nimeni nu-l va contrazice. O scrie ziarele, Becali ambițios. Ce-și dorește Gigi? Care-i pofta lui Gigi? Puțin vor încerca să-l tempereze prin editoriale pe care oricum Becali nu le citește. Și unde îi vor spune că e totuși greu. Sunt și alte echipe puternice în Europa pe lângă Steaua. Asta va fi. Hei, Gigi, să știi că sunt și alte echipe puternice în Europa pe lângă Steaua. Se vehiculează pe la noi ideea că s-ar putea transfera Karim Benzema de la Real Madrid la Arsenal. Sigur că a existat acest zvon pe care într-o primă fază Benzema l-a dezmințit. Să vedem dacă se perfectează. În orice caz, scump. În orice caz, foarte scump și deocamdată departe de a se fi perfectat. Mai bine să vorbim despre lucruri certe. Vorbeam înainte de Waris, care s-a deplasat cu convoiul celor de la Lorient de pe pista aeroportului de la Roissy și s-ar părea că ar semna cu Lorient, dar lucrurile nu sunt clare. E bine, Benjamin Moukandjo a semnat la Lorient, unul dintre cei mai buni camerunezi în viață. 26 de ani, a fost omul numărul 1 de la Reims sezonul trecut, a marcat 8 goluri, a semnat pe 2 ani cu Lorient. Asta într-adevăr asta este o veste bună pentru Lorient, care are bani întrucât l-a cedat cu 14 milioane de euro pe Jordan Ayew la Aston Villa. Frații Ayew, pentru prima dată în cariera lor, evident, joacă amândoi în Anglia și amândoi din același sezon, ăla mare la Swansea, ăla mic la Aston Villa. Majed Waris, într-adevăr, și cu Moukandjo ar fi un atac interesant la Lorient, pe sinteticul lor, pentru că, încă o dată spun, băieții aveau bani. Băieții aveau bani și și-au permis acești doi jucători, care sunt, dacă într-adevăr se confirmă venirea lui Waris, că Moukandjo a semnat cu Lorient, a însemnat o echipă de urmărit. Mai ales că pe terenul ăla sintetic nu e evident. Inter, într-adevăr, avem confirmarea și din L'Echipe, l-a împrumutat pe Puskás la Bari. Tânărul atacant George Puskás, românul de 19 ani,
a fost împrumutat la Bari în Liga 2 italiană. El a jucat 4 meciuri pentru Inter sezonul trecut și se pare că alături de Gaston Camara, 19 ani și el, vor juca la Bari. Erau urmăriți și de Saint-Étienne și de Nantes, Pușcaș ăsta, dar, mă rog, la nivelul de zvon, așa. Știu că au fost întrebați de către ale noastre, Alexandra Turda, parcă prietena corespondentului, l-a întrebat la un moment dat pe Cyril Hamuma, Hamuma, cum îi spuneau ai noștri, Hamuma pădurii. De fapt, corect, Cyril Hamuma, H-ul nepronunțându-se în limba franceză. Ești trimis direct acasă dacă pronunți un H în franceză, mai ales H-ul inițial. Ce înseamnă că în viața ta, nu numai că n-ai făcut nicio oră de franceză, nici n-ai auzit vreodată vreun francez vorbind, sau n-ai fost niciodată la un film franțuzesc, ceea ce deja sunt niște lacune totuși destul de mari. În fine, asta l-a întrebat pe Cyril Hamuma Alexandra Turda, dacă știe ceva de venirea lui Pușcaș la Saint-Étienne. Poate că ăla a crezut că e vorba de Ferenc Pușcaș. Da, sigur că din diplomație, din politețe, că doar nu se-i răspunzi urât unei fete într-o țară străină, ăla a zis că da, dacă vine Pușcaș înseamnă că va fi coechipier cu ei și că probabil că este un atacant bun dacă este urmărit de Saint-Étienne și că dacă joacă la Inter cu siguranță este un atacant bun și să vedem, să vedem. Au auzit de el și faze de genul ăsta, vom vedea. Despre ce să-i spună fetei, da, sigur nu va veni sau sigur va veni, de ce el făcea transferuri, Hamuma. Da, cam asta ar fi în ceea ce privește meciurile din Liga Campionilor. În orice caz, ca zgomot, ca decibeli, ca implicare în această seară, meciul de la Belgrad va capta atenția, pentru că este un adevărat meci de fotbal, cu spectatori, cu atmosferă vulcanică, în mod evident, între două echipe în care totul este posibil. Categoric, nu sunt două echipe mari, se poate întâmpla orice și vom vedea la sfârșit care scenariu va fi îmbrățișat de presa din România și vom vedea mâine dacă ne-am înșelat sau nu apropo de ce se va spune în cazul calificării și ce se va spune în cazul eliminării. Ne întoarcem după o pauză și o să vorbim și despre ce s-a întâmplat aseară în cele 4 meciuri de Liga Campionilor. Câteva noutăți în ceea ce privește Liga a doua, dragi prieteni. Sezonul ar trebui să debuteze pe 29 august, anul curent, e important de spus. Pe data de 14 august ar trebui să se stabilească la Casa Fotbalului de la ora 11 dimineața la sala Nicolae Dobrin, în prezența reprezentanților cluburilor, țintarul noului sezon. E informație pe care ne-o prezintă DigiSport. Ei sunt mai bine plasați în chestiuni de genul ăsta decât noi. Ci că ar fi 28 de echipe până la urmă, s-a rezolvat treaba. Inițial numărul era impar, după cum știți. Ele au fost împărțite în două serii a câte 14 cluburi, iar componența a fost validată prin decizia Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal. În momentul de față, echipele care ar compune cele două serii sunt următoarele. În seria 1, Rapid București, FC Oțelul și FC Ciahlău, echipe retrogradate din prima divizie, FC Clinceni, Gloria Buzău, ASC Bacău, Rapid Suceava, Dacia Unirea Brăila, FC Medorhoi, CS Balotești, ACS Berceni, Farul Constanța, Bucovina Pojorâta, echipă care vine din Liga 3-a, și respectiv Dunărea Călărași și ea tot din Liga 3-a. Deci asta ar fi seria 1, cu Rapid, cu Oțelul, cu Ciahlău, interesantă, cu Gloria Buzău, cu Dacia Unirea Brăila, cu Farul Constanța, sunt câteva nume așadar de prim plan. Seria 2, Gaz Metan Mediaș, FC Brașov și Universitatea Cluj, venite din Liga 1. CS Mioveni, Metalul Reșița, Unirea Târlungeni, Olimpia Satu Mare, CSM Râmnicu Vâlcea, FC Caransebeș, Șoimi Pâncota, FC Bihor, Chindia Târgoviște, UTA Bătrâna Doamnă și FCM Baia Mare.
acestea trei din urmă venind din Liga 3. Da, și această serie, Mediaș, Brașovu, Cluj, Olimpia Satu Mare, CSM Râmnicu Vâlcea, FC Bihor, Chindia Târgoviște, FC Baia Mare, chiar și această ută, bătrâna doamnă cu o denumire un pic schimbată, prezintă pe linia de start un interes. Să urăm drum bun acestei divizii secunde. Mare lucru dacă va începe vreodată. E bine că s-au găsit 28 de echipe. În principiu ar trebui să promoveze câștigătoarele celor două serii, să promoveze direct, vă reamintesc, în Liga 1, deci bătălie mare, 14 și promovează una. Echipele care vor termina pe locul al doilea vor juca un baraj tur-retur între ele, urmând ca apoi să susțină un baraj tur-retur cu echipa care va termina pe locul 12 în Liga 1. Așa ar trebui să arate țintarul și desfășurarea campionatului, dar mai este destul până pe 14 august, când anunță FRF pe site-ul său oficial, ar urma să aibă loc stabilirea programului campionatului. Mai e destul până atunci. 14 august pică într-o zi de vineri, dar nu vinerea asta, ci cealaltă. Două săptămâni mai târziu, pe 29 august, urmând să fie programat startul acestei divizii secunde, care niciodată n-a fost într-o ceață mai mare decât în această vară. Da, sperăm că până la urmă lucrurile se vor aranja, că este nevoie totuși de o divizie B la noi. Ieri în Audi Cup, o competiție mediatizată pentru că participă echipe foarte bune acolo, Real Madrid a bătut pe Tottenham cu 2-0, chiar fără Cristiano Ronaldo și Karim Benzema, goluri James Rodriguez și Gareth Bale, iar în celălalt meci Bayern München a câștigat cu 3-0 cu AC Milan, în așa fel încât astăzi vor avea loc finala mică de la ora 19:15, Tottenham-Milan pe DigiSport 2 și de la 21:45 pe DigiSport 1 Bayern München-Real Madrid. Asta dacă nu preferați meciul Stelei de la Belgrad pe Pro TV sau meciul lui Nea Mircea Shakhtar Fenerbahce pe Dolce Sport 1. Deci iată o ofertă fotbalistică interesantă în această seară. Probabil că unii se vor uita și la Bayern cu Real la 21:15. Oricum meciul începe un pic mai repede decât celelalte. Steaua joacă de la 21:30, deci poți să vezi 15 minute din Audi Cup finala. Iar Shakhtarul, să ne mai uităm o dată, la 21:45. Se poate vedea un pic pe sărite așa din ele fără mare problemă. Spuneam de meciurile de ieri, rezultate interesante în Liga Campionilor. Danezii de la Midtjylland, niște nimeni în drum, au reușit să câștige în Cipru cu Apoel la fluierul arbitrului scoțian Madden cu 1-0, gol Siavchenko în minutul 3, după ce pierduseră acasă cu 2-1. Danezii au fost conduși până pe final cu 2-0 pe teren propriu, au marcat un gol spre finalul meciului, n-aveau nicio șansă în retur. Ei bine, cu toate astea, meciul a fost un calvar pentru ciprioți, care, spuneam, au încasat gol la prima fază a danezilor, în minutul 3, după care din minutul 30, după o busculadă, Oliveira a fost eliminat de la ciprioți. În aceste condiții, jucând mai bine de 60 de minute cu un om minus, meciul s-a prelungit cu 10 minute. Nu înțeleg exact de ce. A fost o bătălie cruntă, surdă, între cele două echipe. Până la urmă, ciprioții s-au calificat grație celor două goluri marcate în deplasare. Midtjylland n-a reușit decât un singur gol în Cipru. Ce s-a remarcat de la acest Apollon? Oliveira ăsta, eliminatul, e brazilian. Au un spaniol, fundașul central Astis, îl au pe Carlao, celălalt fundaș central, brazilian și el, pe argentinianul De Vincenti, numărul 8, care joacă în lateral stânga, pe Leal, Leal este vârful lor, din Sao Tome și Principe, atenție, numărul 9 de la Apollon, senzațional, portughezul Moraes, mijlocaș, numărul 26,
Piatkowski, un polonez, tot la mijloc, numărul 27, joacă cu numărul 99. Hai să vedem. Portarul este olandezul Waterman. A pe banca de rezerve un brazilian, Vander, și un bosniac, Stilic. Și cam ăștia sunt, sunt și câțiva ciprioți, bineînțeles prin echipă, dar nu mulți. De exemplu, aseară n-au fost decât doi titulari. Alexandru, capitanul echipei, fundașul stânga, și Makrides, mijlocaș, care au luat cartonaș galben. Doar ăștia doi au fost ciprioți. De partea cealaltă, dacă vă întrebați, Siavchenko este jucător danez, chiar dacă de origine ucrainiană, cel care a marcat golul pentru Apoel. Un alt meci absolut nebun a fost cel de la Mölde, spuneam mai devreme. 1-1 în tur Dinamo Zagreb-Mölde. Dinamo Zagreb făcuse același lucru și în tur 2 preliminar, acasă cu luxemburghezii de la Fola, 1-1 pe teren propriu. Până la urmă s-au impus în Luxemburg și s-au calificat. Au făcut 1-1 acasă cu Mölde, s-au dus în deplasare. În minutul 8 gazdele au avut penalti. Camara a ratat. Camara a ratat pentru Mölde în minutul 8. O să vă spun exact cine este acest jucător. E de origine, adică are pașaport norvegian. Dar probabil că originea sa este senegaleză. Vârful lor de atac, a executat penaltiul în minutul 8 și l-a ratat. Deci scorul era 0-0. Calificarea ar fi fost pentru Mölde după 1-1 în tur. E bine, ieșiți cu brio din această încercare. Cei de la Dinamo Zagreb au reușit în 6 minute să marcheze 3 goluri prin Piaca, Ademi și Rog. Deci din minutul 17 până minutul 22 s-a făcut 3-0 pentru Dinamo Zagreb, care era practic calificată, avea și 3 goluri, dacă primea tot nu era suficient. Ademi este capitanul echipei, un jucător din Macedonia, așa. Piaca este un croat, sau Piața, nu știu cum se pronunță, și Rog, de asemenea un croat. O echipă în care portarul este portughez, Eduardo. După aia un alt portughez, fundașul Pintu. Îl au pe argentinianul Sigali în apărare. Pe Enriquez, atacantul, vârful de atac din Chile. Așa, Sudani, văd că apare în echipă, este algerian, atacant de asemenea. În rest sunt câțiva croați. În echipa de star, de exemplu, ieri au fost 4 jucători din Croația. Mai au pe Gonzalo, tot portughez, o multinațional, așadar și Dinamo Zagreb, conducea cu 3-0 în minutul 22. Din păcate pentru ei era prea devreme. Vreau să aflăm mai încolo. În minutul 43, Hussein a reușit să reducă din diferență pentru gazde, stricându-le oarecum finalul de repriză celor de la Dinamo Zagreb, care sperau să intre cu 3-0 la pauză ca să nu mai fie niciun dubiu. E bine, a fost 1-3 minutul 43 și mai mult decât atât, minutul 45+2, arbitru meciului, un englez, e vorba de Mr. Oliver, a dictat al doilea penalti pentru Mölde, ratat și acesta de Singh, fantastic, și s-a intrat la pauză cu 1-3. Dar gazdele rataseră 2 penaltiuri. Putea să fie așadar 3-3 încă de la pauză. Scor care avea să se consemneze pe tabelă la final. Cum începe repriza a doua, în minutul 7 a reprizei secunde, arbitrul englez le opune pe vara a treia oară celor de la Mölde, El Yunusi reușind să transforme, deci al treilea executant diferit. Ăștia toți sunt norvegieni, pentru că atunci când ajungi în Norvegia e bine să-ți iei cetățenie, nu au străini în echipă, cu excepția portarului Horvat, care este american de origine maghiară, al lui Möström, vârful de atac, Möström, care este suedez, și Toivio, un fundaș central din Finlanda. În rest, ei sunt norvegieni toți, El Yunusi,
Camara și Hussein, toți sunt de naționalitate norvegiană. Deci se făcuse, băi, fraților, după golul lui El Yunusi ăsta, 2-3 în minutul 52. După care Foran, 20 de minute mai târziu, a fost expulzat pentru un al doilea galben la Mölde. Probabil că cu musca pe căciulă, cu conștiința încărcată, Mr. Oliver, după ce le-a dat 3 penaltiuri gazdelor, le-a eliminat un jucător, lăsându-i numai în izmene. Deci cu 2-3 și în ultimele 20 de minute cu un om mai puțin, Mölde își vedea iarăși soarta extrem de complicată, după ce întrevăzuse un pic de lumină. Cu toate astea, 3 minute mai târziu, Camara, cel care ratase penaltiul din minutul 8, a egalat la 3-3. Deci de la 3-0 pentru Dinamo Zagreb, gazdele au marcat de 3 ori și au ratat și un penalti. Unde se întâmplă, bă, asta în fotbal? Și cu în ultimele 15 minute s-a jucat cu cuțitele pe masă, însă nu s-a mai marcat niciun gol. 4 cartonașe galbene s-au arătat, 3 pentru oaspeți, care deși aveau un om în plus, au intrat în vrie. Dinamo Zagreb, după ce au avut 3-0, au luat 5 galbene. Deci după ce au marcat cele 3 goluri, au încasat 5 cartonașe galbene, dar au rezistat. Și acest 3-3 califică, grație golurilor, mai multe marcate în deplasare. Ne întoarcem după o pauză pentru final. Da, ne-am întors pe final să vorbim și despre ceea ce s-a mai întâmplat în celelalte meciuri de aseară. Meci mare la Amsterdam, unde spuneam a venit toamna. Ajax a fost dominată de Rapid Viena într-un mod intolerabil pentru suporterii olandezi. La fluierul arbitrului slovac Krujliak pe Amsterdam Arena s-a întâmplat același scenariu ca și meciul turc. Ajax a condus cu 2-0 la Viena. E bine, Rapid Viena, o echipă nebăgată în seamă, a condus cu 2-0 până la pauză. Goluri Berici și Schaub, minutele 12 și 39. La pauză, zarurile erau practic aruncate. Ajax avea nevoie de 2 goluri ca să revină și să ducă meciul în prelungiri. Ceea ce s-a întâmplat la un moment dat, Milik, minutul 52, și Gudelj, intrat în minutul 59 și marcator în minutul 75, au restabilit egalitatea, dar, din păcate, olandezii n-au apucat să se bucure absolut deloc și nici Ajax să se instaleze într-un confort în ultimele 15 minute și să aștepte prelungirile, dacă nu mai era dispusă să mai marcheze un gol atât de repede după ce făcuse eforturi de a reveni de la 0-2. 2 minute mai târziu, același Schaub a reușit să marcheze minutul 77, golul de 2-3. Ceea ce sigur că o condamna pe Ajax, care mai avea de marcat 2 boabe până la calificare. 3-3 n-ar fi fost suficient, nu s-a mai întâmplat nimic după golul Schaub în 77. Ajax este retrogradată în Europa League și această echipă nebăgată în seamă, Rapid Viena, merge mai departe pentru play-off-ul Champions League, unde în principiu n-are ce să caute. Cine formează această echipă de la Viena? În poartă este Novota, portar slovac, care a și fost avertizat probabil pentru tragere de timp. Fundaș dreapta este Oyer, austriac. Fundaș central Zondleitner, austriac. Dibon, austriac. Și Stangl, tot austriac. La mijloc Petsos, un grec, grecul Petsos, Hofmann, jucător german, atenție, și Grahovac, bosniac. Asta nu știu dacă nu cumva a fost și pe la noi. Grahovac, ăsta parcă îmi sună oțelul, așa. Din Bosnia, în față, Kainz, austriac, Berici, cel care a deschis scorul, jucător sloven, și Schaub, austriac, care a dat o dublă. În locul lor au intrat Alar și Prozenici și Schöbersberger, toți sunt austriaci. Antrenor este Barisic, tot un austriac. La Ajax să știți că numai olandezi în echipă, cu câteva excepții, polonezul Milik, vârful de atac, care a și reușit să marcheze, și danezul Fischer,
un alt atacant numărul 7, în rest toți sunt olandezi. În 11-le de start, pe banca de rezerve Gudeli, care a intrat și a marcat, este jucător sârb, Sanogo, a intrat Sanogo, francez, este cel care a fost la Arsenal, Yaya Sanogo a fost un jucător al lui Auxerre, era pe bancă, și Schöne, un alt danez. Ce, în orice caz, Ajax s-a antrenat de Frank de Boer, a fost basculată în Europa League, unde va avea un play-off interesant de dat. Și în fine, magicienii de la AS Monaco, înainte cele mai bune echipe din Europa, v-am spus asta, înainte de meci, că le poate da 6-0, nimeni n-a rezistat în momentul de față, în fața lui Monaco, este o echipă genială, a bătut cu 7-1, dar să nu credeți că Young Boys Berna e o echipă de rahat, absolut deloc. O echipă bună, fotbalul elvețian de club este solid, sănătos. No. I-a bătut cu 7-1 Monaco în dublă manșă pe acești elvețieni. Meciul s-a desfășurat însă după un scenariu puțin probabil, să zic așa. A fost 0-0 la pauză în retur la Monaco. Elvețienii fiind oarecum la cârma jocului, Monaco stând la adăpostul celor 3 goluri din tur, când a câștigat tot așa în partea a doua cu 3-1, s-a desfășurat după un scenariu identic, pentru că și la Berna la pauză a fost 0-0. Deci Monaco a făcut diferența aceasta de 7-1 de fiecare dată în a doua repriză. Dacă luăm primele reprize, a fost 0-0 în ambele manșe, iar în repriza a doua Monaco a câștigat cu 7-1 în dublă manșă. Foarte interesant, ăsta este stilul lui Leonardo Jardim, antrenorul portughez al lui Monaco, care lasă întâi adversarul să se desfășoare, ca după aia să-l contreze mai bine. Nu este un tip spectaculos, dar își aplică perfect planul ăsta de distrugere, iată de data asta și cu goluri. Rare ori se întâmplă ca Monaco să obțină astfel de rezultate. Cavaleiro a marcat în 54, este un jucător genial ăsta, un jucător venit de la Benfica, pe care Monaco l-a adus în această vară, un tânăr, numărul 17, de origine portugheză. Cavaleiro a deschis scorul, pe care gol marcat în minutul 54, pe care în minutul 64 eternul Curzaua, fundașul stânga, francez, a marcat golul de 2-0 din pasa lui João Moutinho. Curzaua a marcat și în tur la victoria lui Monaco 3-1 din Elveția. Martial, vârful lor de atac, a marcat în minutul 70, după care instant a fost înlocuit cu Carillo, argentinianul Guido Carillo. În minutul 74 a intrat El Shaarawy, italianul de la Milan, în locul lui Cavaleiro, și la 3 minute a marcat El Shaarawy din pasa lui Carillo golul de 4-0, după care Pašalić a fost înlocuit cu Traore. Monaco a rulat sigur câțiva jucători, a folosit exact aceeași echipă de start ca și în meciul tur. Nu i-a folosit, de exemplu, deloc pe Bernardo Silva și pe Abdenur, care sunt într-un fel liderii echipei. Abdenur este fundașul lor de bază, iar Bernardo Silva este conducător de joc, tot așa un portughez tânăr. Ei n-au intrat, au stat pe bancă toată partida. Ce ar mai fi de spus la Monaco? Subasic rămâne titular în poartă și în acest sezon. Îl aveau încă din Liga a doua. Au tot încercat să-l înlocuiască, dar n-au găsit un portar mai bun decât el. Și până la urmă, din lipsă de altceva, au rămas cu Subasic, care este un portar finalmente foarte bun, foarte util. Nu este, de exemplu, sub Ter Stegen, care a apărat în finala Ligii Campionilor. Fundaș sunt Enrique Tavares, care a fost adus în această vară. Ia să vedem ce figurează la el, ce scrie în dreptul lui Tavares ăsta, dacă mi-apare pe aici. Numărul 2, da, de fapt Enrique Tavares, dar de fapt îl cheamă Fabinho, care era la Monaco și sezonul trecut. Nu este până la o achiziție, scrie greșit aici. E Fabinho, brazilianul, cu numărul 2. Raghi, fundaș central, numărul 24, este italian. Carvalho, bătrânul Carvalho, omul lui Mourinho de la Porto și de la Chelsea, numărul 6. Laivin Curzaua, fundașul stânga,
numărul 3, dublu marcator, în fața apărării a jucat Toulalan, eternul Toulalan, omul corespondentului de la Lyon, bătrânul Toulalan. Ăsta Dirar e marocan, este preferatul lui Jardim, nu e un jucător de mare clasă, dar face lucrurile astea mărunte pe teren. El duce gunoiul la AS Monaco, Dirar, Nabil Dirar, spuneam, un marocan, Pașalic, ăsta e împrumutat de la Chelsea. Ne să vedem dacă figurează aici, este jucător croat, numărul 20, João Moutinho n-a fost încă vândut, de asta joacă, el este pe lista de transferuri, dacă cineva vine și dă 30 de milioane de euro, este transferabil, jucător portughez. Carvalheiro, spuneam, portughez, adus de la Benfica, este o mare sculă. Și Martial ăsta, care n-ar trebui să fie titular, dar este preferat de Jardim, pe postul lui mai jucând și Carillo și El Shaarawy. Carillo argentinian, El Shaarawy italian, de origine egipteană. Așa, Bakayoko, Tiemoue Bakayoko, numărul 14, Wallace, fundaș central brazilian, rezerva de portar Nardi, francez, și un Traoré din Mali, numărul 23, care l-a locuit pe Pașalici. Ăsta a fost lotul lui Monaco. Până la urmă, Abdenur nu figura aici pe foaie, este fundașul lor numărul 1. Așadar, viitor strălucit pentru AS Monaco, care, după ce s-a despărțit de Alde Falcao și James Rodriguez, de Berbatov vara asta, l-a pierdut pe Riviera, având o sumedenie de jucători, Ferreira, Carrasco, bineînțeles, cum apărea unul mai bun, cum îl vindeau, n-au reușit să-l vândă pe Moutinho, dar își propun asta. Iată că au încropit în termen scurt o echipă redutabilă. O să vedem atragerea la sâns de vineri, ce noroc are Monaco. Sper să nimerească cu un adversar de primă mână, ca să iasă o partidă, într-adevăr, pe cinste în acest tur preliminar, sau mă rog, acest play-off de Liga Campionilor. Ce șanse ar avea Monaco, cu cine ar putea să joace? Ei nu sunt cap de serie, vă spuneam. Manchester United, Valencia, Leverkusen și Sporting Lisabona, ăștia au statut de cap de serie în zona lui Monaco. Într-adevăr, dacă nimeresc cu Sporting Lisabona, nu va fi nicio problemă pentru ei. Cu Valencia și cu Leverkusen, sigur că Monaco este favorită. Da, nu vor fi meciuri ușoare pentru asta. Și alea sunt echipe bune care vor să se califice. Ar fi meciuri la cuțit. Cu Manchester United, sigur că e o pălărie un pic mai mare pentru Monaco. Manchester United are statut de favorit categoric. Mai există însă o echipă aici. Ultimul loc pentru capii de serie depinde de rezultatele din turul 3 preliminar. În cazul victoriei în fața lui Fenerbahce, Shakhtarul ar fi cap de serie și ar putea să joace cu Monaco. E aici, cu tot respectul pentru Nea Mircea, nu e de nasul lui. Asta Monaco l-ar trânti de nu s-ar vedea. Deci ei de Manchester United trebuie să scape. Cu Valencia, Leverkusen și Shakhtar ar fi meciuri interesante, dar cu toate trei Monaco este favorită. Numai că, sigur, vor trebui să fie foarte atenți, pentru că ăștia sunt adversari de calibru. Ar fi păcat să nimerească chiar cu Sporting, care negociază cu Kevin Prince Boateng în aceste zile. Ăla nu mai este agreat la Schalke și ar putea să ajungă la Sporting Portugal. Ne reauzim mâine.